Îmi pare rău că nu m-a dat drumul mai devreme un pic la videoclip. Îmi zice amicul meu să dau drumul la videoclip. E și frică, n-ai. Trebuie să fiu bucătarul lui astăzi, dar vezi? Ia uite amici, am luat cioc. Nu mai am nici barbă, gata. Da, bă! Nu mai am cioc, amici. Astăzi sunt bucătarul lui amicul partea a doua, pentru că în partea a tăi el mi-a făcut niște cartofi, brânză, castraveți și cam atât. Dar... Da, ia. A, ia. Uitați-vă. Și un pahar de suc. Apă. A, da, apă, că nu mai avea suc prea și n-a vrut să cumpere. Dar el deja e pregătit, adică are și ketchup, adică am ce să-i pun, am și la că, na, poftește, că el e mai pofticios. Dar... Numai că a spus că îi este frică. Ești gata? Da. Fii atent. Nu mai ții minte dacă... Nu mai ții minte dacă tu mi-ai... ți-am spus să-ți ce să faci de mâncare sau ai făcut propria inițiativă? Ai făcut ce ai vrut tu? Nu mai știu. Parcă da. Mm-mm. Ba da. Stai să căutăm. Ne uitam la videoclip că nu mai țin minte dacă i-a zis eu că vreau cartofi și cu tare sau dacă mi-a făcut el, ce l-a trecut el prin cap, revin imediat. Asta că până una alta, 5 secunde voi să apăsați și voi like și să vă abonați. Vă rog eu frumos că am venit pe YouTube. Știu că am scăzut un pic la vizualizări, dar e normal că n-ai mai postat o lună jumate, două luni. E normal să rămâi la fel. Revenim imediat să vedem care are dreptate, domnule. Și am avut dreptate, amicul, se lasă în mâna mea. Trebuie să-i fac ceea ce vreau eu. Telefonul este al tău, domnul. Telefonul este al tău, camera este a ta, TikTok-ul este al tău. Ne auzim la final. Bă, dar am o problemă aici cu Beco, amice. Dar lasă că văd că bate bine. Nu știu, e slab rău tare. Bă, vrei și mezel sau? Ca să știu. Nu vrei? Am mâncat înainte 3 burgeri. A, da? Deci ești cam sătul. Cam așa ceva. Dar vezi, te duci în baie sau stai acolo până termin? Că nu trebuie să vezi ce ți iau și-ți fac. Până una alta vedem și noi aici ce să-i facem la fraier de mâncat. Pregătim așa. Băgăm în buzunar ca să-i le punem acolo toate frumos. Pregătim niște tăște așa să-i punem la fraier. Le las aici pe masă până una alta. Pe amândouă produsele până acum. Dacă are și desert, nu e fraier, mamă, că așa are și desert. Ia lasă-mi și desertul ăsta. Așa. Avem aici bulion, smântână, pateu. Și asta azi, mă, că normal. Trebuie să-i punem și pateu pe pâine. Vezi cum ce-i ca să nu mă audă fraierul. Mai bine îi pun niște lapte decât dulce de asta. Ce faci, mă, acolo? Iese cu spatele, gen. Asta nu îl lăsăm. Am mai gândesc. Au, am ales deocamdată ceva și mă duc să aduc farfurii pentru astea, da. Bun, am la două farfurii. Stai două secunde. Așa, punem asta așa. Una e mai micuță și una e mai mare, asta o să-i punem dulciurile gen așa separat, ca să vadă că sunt domn aici. Trebuie să mă să iau un cuțit ca să tai, să pun, trebuie să iau pâinea. Avem și aici salamioroș, avem și laptele, ca să aibă și ce să bea. Și revin după. Gata, băieți și fete, am adus și astea. Mamă, de până acolo, trebuie să aduc pâinea, dar pâinea deși aici, e bine. E bine că am mai scos pe mine două treabă. Sper să tai cuțitul ăsta ca să nu fiu nevoie să iau altul. Aha. Hai mă, că de cât tai. Tai, că de cât. Da. Acum asta sperăm că îi și place la fraier, adică da. Că degeaba îi fac eu o poftă de dacă nu îi place. Cântă acolo melodii, fraierul dansează. Se uită mai pe TikTok. Viață, că două felii. Și una cu smântână. Oh, aolo, dacă îmi făcea și el ceea ce fac eu acum, acum mai vorbeam. Dar ce are părul ăsta? Mi-a luat-o în câș, mi-a luat-o rasna. Așa. Para, 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 bere, 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 bere. Bun. Aici avem de la asta deocamdată doar. Laptele lăsăm aici. Cu ce să încep eu să-i pun la fraier? Încep să-i pun din pateu.
Spate-o frumos. Spate-o ce e asta? Sadu. Sadu. Spate-o de ficat de porc. Lasă-mă că e bun. Asta e copilărie aici, nebun. Toți am copilărie cu spate-o. Acum mâncăm caviarii? Eh! Pofta bună la caviarii. Dar uite ce-i făcut la fel și mi-a făcut brânză cu castraveți. Bine, mi-a făcut catafia aia bună, ce să zic acolo, n-am ce, că n-ai ce să zici, n-ai ce să comentez. Dar fraierul, am noroc un pic cu el pentru că a zis că a mâncat. Că n-a, la atâtea ore până am ajuns eu, auzi-mă că mâncai, mai dau o dată așa. Mai pun încă un pic pe felia asta, că mie îmi place să fie pateu pe pâine, nu îți mângălești un pic felia cu pate și gata. Fraier, o să zic că i-am pus ceva garantat. Dar sunteți și voi martori că de-aia las camera pe off, pe on, pardon, ca să vedeți gen că nu i-am pus nimic, că nu-i pun nimic, practic. O punem aici pe salam ăsta aici, ca să nu ocupăm farfuria. Stai aici sus pe pasta de salam. Noi mai punem una tot cu pateu. Mamă, ce poftă îmi face fraierul ăsta. Bine, fraier sunt eu, că eu îi fac, eu am ales să fac. Da, am văzut că v-a plăcut foarte mult, adică aproape 900 de vizualizări seria asta. Dar stai așa că nu e așa cum pare, trebuie să faci. Ia uite ce frumos e fără fraier, ca la restaurant mă mâncă bă. Ca la restaurant. Nici la restaurant nu este așa. Așa că măcar a pus și voi butonul ăla de like pentru mine. Chiar dacă fraierul nu o să vrea să-mi dea notă mare ca să câștig, eu știu că am făcut ceea ce trebuie. Așa, acum să las cuțit un pic aici, ca să-i pun smântânica aia. Gata, acum să pun și smântâna asta. Sper să nu sar, dar nu știu cum, va cuțit un pic. Gata, e te. Asta o dăm așa un pic la o parte, că începutul nu e ce trebuie. Gata, îi punem la fraier. Lasă un pic care un colț mai mare aici, ia uitați. Îi punem la fraier și nu vine, credeam că vine. Ne întindem aici frumos, pac. Dar cred că mai pun una ca să fie două cu două. Un pic cam mult, dar n-are nimic. Dacă face nazuri, ce-i fac eu aici frumos, încerc să-i fac ceva fără să-i folosesc aragazul, să fie ceva așa basic. Mamă, ce bine arată, îmi fac mie pot să-i mai fac o felie la fraier ca să fie două cu două, după mea o vorbe și na. Deci ce-ai făcut, mă, mi-ai lăsat una cu una ca bulangii. Revenim. Dacă e mult, a, bine, deci nu vrei să fie mult. Eu dau așa. Hai să vedem. Încep să-i împun pe platou. Bă, tu stai acolo, că mai am un pic, ești nebun. Nu o să-i pun sare la fraier. Ca la restaurant, frate. Fiță, mă, s-a dus sarea imediat. Gata. Da, un pic. Gata și cu sare. Uite aici, smântânica. Fraierul a zis să nu fie mult, că nu-i place. Facem castea, bam. Wow, deci nu mai zic nimic. Asta vă arăt și un pic. Nu e mare scofală, dar arată bine până acum. Trebuie să fie o farfuriuță, da? Wow, asta am terminat-o. O bagă în pe asta. Unde era aici, era. Să aduc un paharel și dulciurile. Gata și aici. Punem și din asta. Mai că na,
ca să fie rece. Ce să faci asta, mă, cu capul, suflet? Îl lăsăm după aia, că pierdem timp. Că vreau la uitat că am o jumătate de timp la dispoziție să-i pun. Aș pus ea cum este aici. O lăsăm tot aici, că aici nu mai avem loc. Din astea. Bam, 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 bam. Ajunge. Nu s-a văzut nimic. Da, da. Că pierd timpul cu învăță de asta. Gata. Mă uit în hotel să nu vină. Acum mai pun și steluțe din astea. Tot 4 la număr. Nu, îi lăsăm 3 din astea. Spați un pic. Mă uit ce pare. Paharul ăsta. Ia vedeți că stă la 9 aici. Bam, 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 bam. Dar să bag eu una, câte una din asta. Bam, bam, așa. Bam, bam, bam. Bam, bam. Am făcut și asta. Am desfăcut și laptele. Bam. Era să fac o nefăcută. Gata. Vreau una pe și pe asta. Le pregătim. Să vedem ce zice. Para, para, para. Nu sunt gata, rege. Nu veni. Nu veni, stai acolo. Știu, știu, e o jumătate de oră, că am vorbit și eu cu ei. Jumătate de oră, mă, mâncate, că muream până acum. Atâta vedem, o jumătate de oră să pregătim chestii. La restaurant, dacă e jumătate... Da, asta e restaurant. Noi am uitat când am făcut atunci, o jumătate de oră ți-am dat. Și ai fi făcut... Două aminte. O jumătate... Uite, trebuie să fiu. Ai o pușoară? Vezi? Așa, lasă... Uite, na! A pierdut 2 minute cu tine. Lasă-mă în pace, să-mi termin mâncare. Așa, până vezi. Eu zic că e wow, cel puțin pentru mine, eu zic că e wow. Are aici astea, care se, nu se mănâncă goale, ci se mănâncă cu puțin de asta. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Care am fost cam mult. Dar nu-i problema, problema, problema. Ia vedeți, aici am mâncat și ketchup, poate o smântână, salam, dulciuri. Lapte. Păi, să, dacă nu merit un like, nu mai merit nimic. Mă gândeam să-i fac niște ouă. Dar, nu e ca azi, să nu fie prea mult și nu... Deja l-o să-mi plătesc ingredientele astea. N-aș mai avea așa ce să-i dau eu. Să se bag smântâna asta înapoi, că ce fară, e o grămadă din... așa ce aș mai putea, da. Poate desertul ăsta, dar mă, e prea mult, e prea mult. Dacă face figuri, îi zic, îi zic, e finalul lui. Hai să vedem ce reacție are bă, mâncava și hai să vedem. Am venit la amicul, amici, ești gata? Ai emoții. Dacă nu am nimic în farfurie și farfuria goală, stai, stai, stai. Îți dai seama că e picat. Îți dai seama. Dăm prima. Ia. Mie nu-mi place laptele. Dar de când nu îți dai lapte? Da, s-a mort tu cu aia. Fix pasta cu ambalaje ai luat-o. Da, da, crezi că m-am uitat la ele cu atenție. Mie nu-mi place laptele. Nu-i problemă. Laptele e rece. Că e, așa se bea laptele, nu scuze. Nu mă spun, eu îl beau cald, dacă îl beau. Așa. Lasă-o aia, că aia e nouă, ca să dai dovadă că e nouă. Nimic. Te invit să guști. Încep cu ce vrei tu. E loc admirație, că gen, eu l-am pus, l-am dat pe la mustăți și l-am pus lui acolo, gen. Cam greu. Ia, ia, e vina mea. Eu am zis că eu am făcut ăla. Pâinea.
Aaaa, dar cum voiai, domnul Constantin, să stai pâinea? Drept, nu? Foarte drept voiai, nu? Așa. Mă, pe mine mă interesează gustul, nu? Cum arată, cum astea, astea se punctează foarte puțin. Gustul mă interesează și eu m-am gândit cu lapte dulce aici, pa, cu puțin lapte înmuiat, te-a dat pe spate. Cu ce e asta în Pluto? Cu cireșe sau vișine. Sau portocale, e aici, stai să mă uit. Stai să dau un pic. Ce poate oricum? Sadu. Buceci. Nu de la altă. Sadu Buceci? Da, mă. Nu știi? Oh, bă, dar nimeni nu știe, bă, în cap așa. E de la porc? Na, de ficat de porc. Na. Îi place, nu-i place, dar am mâncat fraierul toată felia. Acum stai că am zis că îi place, o plesc, că e așa ca și cum am mâncat-o forțat. Ai pus sare pe ea? Da. Bă, nu mănânci cu sare, Pateu, ești nebun? Imposibil. N-ai copilărie cu ai. Bă, fiecare felie, nu. Fiecare felie de Pateu n-are cum să n-ai văsare. Fiecare felie. Doamne, ferește. Mă jur. De ce aflu chestii noi, mâncava și în premieră? În prima, n-ai cum să ieși, deci. Logică, n-am cum că n-am prăjit nimica. Logică, nu i-au zice că n-a fost nimica acolo să sfârâie. Ho, că primești și tu ceva, așteaptă un pic. E ciudat rău, jur că e ciudat rău. Aolo, dar cum e ciudat aminte? În primul rând. Da. Aia tine n-a fost ce să gătești. Dacă găteai. Bă, n-a fost ca aici că se frică ție. Și dacă îți mai puneam altceva, știai că e prea mult. Deci ea pusese mâna pe ingredientele astea și eu aveam în casă să-ți fac și niște ouă sau ceva. Vai de, așteaptă, am vrut să-ți fac ouă ceva și eu, dar apoi ai zis tu că sunt prea multe. Fix când am vrut să fac asta. Și am zis, da, rămân cu astea dacă tot le-am pus. Nu le-ai arunca. Pâine, n-am? Adică stai un pic, eu nu înțeleg. Uite, asta ce e? Nu mai dă, asta nu. A, voi e col separatul. Dacă se putea. Dă la pisoi dacă nu le mănânci tu. Asta. Le aruncă o mâncă, bă. Mâncați, bă. Așa. Aha. Da, ia și din dulce, te rog frumos, adică... Nu știu eu oricum, nu? Că, na... Stai de mănânc mâncarea asta, mulțumesc. Da, mâncarea asta, mișto. Mă vezi cum am chinuit la ea? Dacă m-au auto-servesc. A, te-au auto-servesc, nu-i problemă, eu vreau să o notă aia de la final. Da, așa să termin tu. Așa, deci văd că îți place foarte mult cum am făcut eu ketchup-ul. Cum am preparat ketchup-ul acolo, cum l-am așezat pe farfurie, văd că te dă pe spate. Dulcele vreau, dulcele vreau să-l guști. A, vrei să guști cu pâine dulcele. Deci, la tine dulcele se ia deci, cu pâine. Păi asta îți dau 4,50 pentru idei. Cât, mă? Măi, și eu trebuie să am grijă de tine ca să nu mai... Uite, stai un pic, că nu s-a nimic. Din view-ul ăsta, trebuie să intri asta un pic în stânga. Asta și ideea. Păi asta e și ideea și de asta nu ți-am adus ca spartul. Ia. Asta-i dau 1,50 tot pentru idee. 1,50? Păi nu-și face tu brocoli lângă mine și o să-ți dau 50 de sutim? Hai, că facem noi partea a treia. Am să văd ce-mi faci un partea a treia, să mă dai pe spate. Ia. Ai mâncat tot! Pana mea! Ai mâncat tot! Nu mai e nimic în farfurie. Cu sare! Da, cu ce vrei? Aolo! Vrei cu apă, mă? Zi-mă, face-o cu apă. Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ce-ați dorit să mâncați? Păi, aș dori să mănânc așa. Păi, să știți că Pateu se pune cu sare așa. Ah, nu, eu nu vreau cu sare. În pui mei, da, nu pot să mă întreb! Ai, pe ce mai era? Că nu mai era surpriza asta. Nota totală. 6. Eu cred că nu se vine pe matematic. Ia calculează-mă. 5,50. 1,50 4,50 am zis 5,50
Dacă... Un punct din oficiu. La ce? Nu. Punctul din oficiu nu mai există sau cum? Nu, nu există. Ai zis 4-5 cu 1-50. 6 și cu 1 din oficiu, 7 adică. 5-50 cu 1-50. Iau așa. Adică să mor tu! Că da. Tu i-a luat 8 pentru ce a făcut acolo. Da. Da, să trec cu dacă am gătit, am stat acolo. Și tu iei 7 pe puii mei asta. Așa, prietene. Da. Deci care e nota mea finală? 6. 6-50. 6-49. Da. Și cu 0-1-6-5, adică 7. E, vedem la următorul videoclip, like, share, subscribe. Păi era de așteptat, adică, bă, dar mă enervează părul ăsta, era de așteptat nota, adică, na. Nota, am zis și eu că iau, sincer, nota în mintea mea, știi cum era? Nu prea am gătit, bine, n-am gătit nimic, doar am aranjat. Nota mea era 7 în cap. În capul meu, suna de 7. Uite-i cum am făcut, am băgat-o la cuptor, am scos, am băgat un fiutură pe ea. Fraierul nu mănâncă pateu cu sare, nu bea lapte, pana mea, nimic nu face el. Ne vedem la multe videoclip, like, share, subscribe, am făcut, pa, pa!